Urmașul lui Drăgulescu e american. Gimnastul are părinți români și tocmai a pus mâna pe 7 medalii la campionatele naționale de la noi. Nicolas Sârcă s-a născut în Tennessee. Mama lui a fost balerină, iar el a călcat pe urmele tatălui, fost gimnast. Nicolas are 17 ani și a pus mâna pe 7 medalii la naționalele României. 4 dintre ele au fost de aur. Nicolas vorbește românește aproape la perfecție. Pandemia l-a ținut blocat în România un an și jumătate. A fost destul de greu că n-am mai văzut prietenii de mult timp. Nicolas vrea să fie urmașul lui Drăgulescu. Va concura pentru România, dar va locui și se va antrena în America. Sunt mai mulți concurenți care fac gimnastică și e mai multă concurență.